Чиево ти? У хана да рем? Да, ја у хана да рем! Spectacole pline de culoare la Palatul Culturii Teodor Costescu. De asta au avut parte brichindei din Robeta Turnul Severin, pentru care Palatul Culturii a pregătit un șir lung de activități artistice și culturale. Dacă vrei să vezi să scrii, să citești, trebuie să mergi la școală, da? Pentru asta ai nevoie de un ABC, da? De ce ai venit astăzi aici la teatru? Să văd și eu teatrul Pinocchio, asta nu înseamnă că nu l-am citit. Și ce știi tu despre Pinocchio? Știu că este o păpușă făcută din lemn, care a mințit de foarte multe ori, a crescut nasul, apoi când și a trecut prin multe peripeții și după s-a transformat într-un copil. Doamna noastră ne spune multe povești despre Pinocchio și ne-a spus că astăzi o să putem să mergem la ea. Și cum crezi că va fi? Ești nerăbdătoare să vezi piesa? Da. Ai mai fost la teatru? Da, mai fost. Știu că Pinocchio i-a crescut nasul din cauza că a mințit. Ziua Mondială a Teatrului este o zi importantă în peisajul cultural mondial. Tocmai de aceea și la Turnul Severin au fost organizate spectacole de teatru producții proprii, dar și spectacole pentru copii. Ia hai, ia stai ușor, ușor. Mută-ți piciorul, ăsta este piciorul. Da, drept! Ăsta este piciorul stâng! Hai, mută stângul! Mută dreptul! Din 1962, prin decizia Institutului Internațional de Teatru, în fiecare an, la 27 martie, se sărbătorește Ziua Teatrului la scară mondială. Palatul Culturii Teodor Costescu și-a deschis porțile încă de la primele ore ale dimineții, un spectacol de teatru pentru copii, o poveste celebră, Cei trei purceluși, și iată acum, pe scenă sunt actorii teatrului de la Reșița cu altă poveste celebră, Pinocchio. Ne bucurăm foarte mult, copiii au venit un număr mare, sala este plină, au venit cu doamnele educatoare, cu părinții, cu bunicii, sperăm să se simtă bine și să sărbătorim împreună această zi specială. Șirul evenimentelor dedicate Zilei Mondiale a Teatrului vor continua cu piesa de teatru Gaițele, în regia Lucreției Epuran, și comedia Ghiși și ne bate la ușă, cu actorii Dan Mirea și Andrada Samuilă, de la teatrul Da!